Spune cuvântul Dumnezeu că această biserică are și datorii și drepturi. Biserică ce îi bagă pe oamenii înăuntru și mi-a și scoate afară, spune cuvântul Domnului așa, 1 Corinteni 5:12, în adevăr, ce am eu să judec pe cei din afară? Nu-i datoria noastră să-i judecați pe cei din înăuntru? Ba da, dați afară răul dintre voi, spune cuvântul Dumnezeu. Datoria noastră nu-i să judecăm pe cei din afară. Cobo, că s-o droga. Datoria noastră e să judecăm pe cei dinăuntru. Dar cum să judecăm? Bine, mă, o greșit. Salut, ce să faci? Sunt pușcați la acum. Dacă citiți cu atenție scrierile părinților apostolici, veți vedea că niciodată biserica primară, dar puteți să citiți în Biblie, 1 Corinteni, capitolul 5, cu ăla care trăi cu mama sa, spune cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni, cea de doua scrisoare, spune deja, aveți grijă de el, primiți-l cu dragoste, ca nu cumva de mult întristare, să se prăpădească omul acela, primiți-i înapoi. Biserica contabilizează numai câți oameni botează. Biserica nu contabilizează niciodată câți au pierdut din cauza lui Iisus, din cauza felului nostru de a trăi. Domnule, că a făcut o greșeală și spune Iisus Hristos, cine fără păcat, ia piatra și sparge capul la celălalt. Bun, dar atunci păstorii ce fac și slujitorii biserice? Indiferent ce măsură de disciplinare se ia în biserică, toate au un singur scop, ridicarea, recuperarea, restaurarea acelui om. Ați înțeles? Nu, m-a făcut bube. Da, mă, dați-i carantină. Asta e legea și în medicină, nu? Îl izolăm față de ceilalți pe un moment dat. Dar când vorbim de asta, ne gândim doar pentru protecția lui. Îi dăm medicamente, îl ținem deoparte de aerul rece, de zăpadă, dacă nu-i bine. Adică încercăm să recuperăm omul. Chiar dacă la început nu-i place, nu? Pe când mi-am dus copilul de băusă, tocmai băusă niște diluant. Mușca asistentele când voiau să-i bage perfuziile. De multe ori, binele trebuie făcut cu forța în biserică. Pe mulți nu-i duc capul să înțeleagă, pentru că, de fapt, noi încercăm să facem lucrurile acestea din dragoste pentru ei. Pentru că important este ca să ajungem cu toți în cer. Adică niciun tată nu-și bate copilul să-l logească. Nu, numai la noi în biserică până când îi lăsăm lați. Se moară. Singura instituție, singura armată care își împușcă răniță, biserică. Că noi ar trebui ca să ne gândim, să recuperăm, să dăm viață, să vorbim despre ei. E datoria noastră să judecăm, e datoria noastră ca să restabilim adevărul în biserică, dacă nu merg înainte. O biserică locală este o biserică ce trăiește maxim 70 de ani. Deci nu uitați, orice biserică, orice organizație trăiește maximum 70 de ani. Orice biserică locală, gândiți-vă la biserica dumneavoastră, de unde veniți dumneavoastră, gândiți-vă la cultul din care faceți parte. Are vreo 15 ani de ridicare, după aceea are vreo 30 de ani de platou și după aceea se duce într-o fază de moarte, în care trebuie reinventat. Gândiți-vă numai că biserica ortodoxă din România, de 2000 de ani, trebuia să se reinventeze cel puțin de 20 de ori. Să zicem că trăiește 100 de ani. Biserica Pentecostală din România trebuia să se reinventeze cel puțin de 20 de ani. Biserica Baptistă trebuia de vreo două ori să se reinventeze, care 100 și ceva de ani în țara aceasta. În momentul în care o biserică începe ca să nu mai aibă oameni, în momentul în care biserica aceea începe să nu mai aibă botezuri, oameni care să se întoarcă la Dumnezeu, când biserica aceea, că o biserică presupune cel puțin doi învățători puternici în biserică, nu, doi oameni care să, când vorbească ei, să stea toți cu gura căscată. O biserică presupune un sistem de închinare puternic, ca atunci când cântă ei, oamenii să se pocăiască. O biserică presupune un sistem social foarte bine pus la punct. Un sistem social care să facă bine celor din afară. Nici un om din biserică să nu devină cercetător. Nu are, îl ajutăm. Nu-i place să lucreze, tragem un șut. Dar trebuie ajutat. Sistemul social înseamnă. Biserica din Alexandria avea grijă de aproximativ 3000 de văduve. Am înțeles că 700. Nici vorbă. Am recitit, erau vreo 3000 de văduve de care aveau grijă. Mâncare în fiecare zi trebuia ca să le dea. O biserică care nu ajută, care își trimite, vine domnule la noi, la biserică, de unde vii? Din Moldova vine. Cu o foaie de la biserică să-l ajutăm că eu ars acoperișul. Du-te mă și spune la păstorul la tău să-și aprindă biserica. Îi dau bani de benzină, eu îi trimite la Beiuș. Dacă o biserică își trimite un om dintr-un capăt de țară în celălalt să repare o nenorocit de acoperiș care costă, eu știu, 100 de milioane de lei și îl trimite pe omul acela până la mine, că biserica aceea nu poate. O biserică presupune un sistem de organizare foarte bine, de departament. Pentru că știți ce se întâmplă? Indiferent câți păstori sunt într-o biserică, unul trebuie să fie cap. În Apocalipsa citiți, spune foarte clar, cel puțin de 7 ori.
Vorbește îngerului bisericii de nu știu unde. Dumnezeu nu vorbește cu echipă pastorală. Dumnezeu vorbește cu un om care răspunde, că are el 7 sau 10 păstori lângă el, foarte bine să aibă. Și fratele Ion Ghicion cred că are vreo 5.000 de păstori în biserica din Seul și vreo 25.000 de diaconi. Corect, foarte bine să aibă. Dar unul singur răspunde. Unul răspunde. Unul trebuie să fie acolo în vârf, spune cuvântul Dumnezeu. Îngerul bisericii din Filadelfia, îngerul bisericii Noradea, numărul 1, numărul 2, numărul 7, sau bisericii Filadelfia, bisericii Betania. Spune-i. Punct. Există, după aceea spune cuvântul, citesc eu mai departe, da? Zice așa, Filipeni 1:1, Pavel și Timotei,